tare și bine m-am regăsit la un nou vlog astăzi, așa cum ați văzut și mic. O să-i facem o mega surpriză prietenii mele cei mai bune, Melissa. O să-i facem un tort, un mini tort. Acum o să fac așa, dar vom reveni atunci când va fi pus în microunde de bebe. Este o rețetă, de fapt, de tort foarte simplă și foarte ușoară. Acum trebuie să am așadar ne-am băgat în cuptor tortulețul, mini tortulețul meu. Mama și mama să îl fac, uitați-vă, trebuie să spăl toate vasele. O să vreau să filmez mâine la școală, pentru că mâine îi voi face surpriza și i-am cumpărat și un vapi, pentru că asta cred că o să o bucure cel mai tare, dar acesta este un mini cadou, așa. Uitați-mi, l-am pachetat bunica mea drăguță. Așadar ne vom vedea mâine la școală. Vă pupăm! Deci, uitați-vă și voi, am desfăcut baloanele și le-am și umflat și nu mai pot să le mai desumflu. Și uitați-vă cum este ghiozdanul meu de plin, pentru că trebuie să le fac loc aici. Dar o să-și dea seama, pentru că tortul nu mai încape ghiozdan. Invers. Nu mai încape tortul ghiozdan. Și trebuie să-l pun în sacoșă și nu știu ce motiv să găsesc. Pentru că o să mă întrebe și acolo și nu vreau să par suspectă, nu vreau să... Pentru că eu plec cu ea în fiecare dimineață. Uitați-vă și voi, am încăput aici, gândiți-vă, am încăput 3 caiete. Penarul nu am mai încăput. Am încăput, în schimb, tortul. Ceea ce este foarte bine, pentru că mami mi-a spus să-l bag într-o pungă, dar ea cu siguranță se prindea și chiar nu vreau. Vreau să fie așa, o surpriză care să îmi iasă. Așa, am pus și baloanele. Cred că o să explodeze în ghiozdanul ăsta, săracu. Și trebuie să-l țin așa, dar când ajung la ea, nu o să trebuiască să-l mai țin așa, pentru că o să-și dea seama. Deci ne vom vedea la școală atunci când îi vom face surpriza. Acum de dimineață o să-i dau și vape-ul. Așadar, mi-a murțit mâna deja. Ne vedem! Happy birthday to you. Happy birthday just for you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday just for you. Câteva fotografii cu noi două, pentru că ea asta a spus că își dorește o ramă cu poze. Mie mi se pare un cadou foarte nașpa și nu știu, mie nu-mi place cadou ăsta, dar dacă ea, și mi-a spus de mai multe ori, dacă ei îi place, am zis să îi fac o ramă foarte drăguță. Mama, care i-a cumpărat mami de la Ikea, uitați, acum mă pregătesc să le desfac, uitați așa. Deci trebuie să dau astea la o parte. Ne revedem când voi da toate astea la o parte și folia. Așa, dragilor, și mâine mă voi duce la Cora să mai printez încă 2 poze, pentru că nu mai am 2 poze care să le am așa. Eu am numai așa, în drept. V-ați prins voi cu. Și mă gândeam să
Mai scot și încă una, pentru că uitați, nu-mi place cum se vede albul ăsta aici. Nu-mi place. Și dragilor, am venit și de la Corea, mi-am printat această poză și această poză. Am decupat-o, din păcate, pe Tsuku. Nu am avut ce să fac. Era mult prea mare. Uitați, urmează să o pun și pe asta. Îmi place foarte, foarte mult cum a ieșit. Scriu să fac chiotanul, să-mi fac temele pentru meditații, pentru că eu mâine de dimineață am meditații la matematică și la română. Așadar, ne vedem mâine când urmează să mă pregătesc. O să rog pe mătușa mea, pentru că mami nu o să-i bat timp, fiindcă avem și invitați. O să rog pe mătușa mea să-mi facă părul. Eu prima oară am zis în seara asta de să mă spălacă. Eu prima oară am zis să îmbrumi cu diguri. Dar o să arca oaie, așa că o să-mi fac un ondulator. Ne vedem mâine.